Salutare dragilor, eu sunt Stefan de la Ghidul de SLR și bine v-am găsit la încă un material video. Astăzi am să vă vorbesc despre una din aplicațiile esențiale din workflow-ul meu de editare al fotografiilor. Este vorba despre Photomechanic 6, iar înainte de asta am să vă invit să vă abonați cu sau fără clopoțel la canalul de YouTube să ne adunăm o comunitate cât mai mare, iar pe mine să mă ajutați să cresc puțin mai mult și să ajung aceste informații la cât mai mulți fotografi. Ei bine, Mechanic 6 este o aplicație foarte bună pentru vizualizarea rapidă și selecția fișierelor RAW de la orice cameră fotomodernă. Fie că este vorba despre un Olympus MFT sau un medium format Phase One. Acest fotomecanic este în stare să vizualizeze, să vă permită să organizați fotografiile, să le manageriați și să dați un export către programele de postprocesare, cum ar fi Lightroom sau Capture One. Un mic tur al acestui fotomecanic ne arată că puteți copia fotografiile de pe unul sau mai multe carduri pe SSD-ul de lucru al calculatorului. Puteți adăuga informații de tip metadata în timpul copierii. Astfel vă puteți adăuga site-ul și numele de copyright în fiecare fotografie fără să faceți asta manual. Ingestul se poate face de pe mai multe carduri simultan, iar după aceea începe partea distractivă cu selecția fotografiilor și pregătirea acestora pentru postprocesare. După finalizarea selecției, puteți trimite fotografiile pe un server ftp sau prin multitudinile de servicii de cloud. Exact cum vă îndeamnă și cei de la Camera bit vă încurajez și eu să încercați trialul de 30 de zile care nu vine cu vreo limitare de performanță. Și vă ofer o experiență gratuită timp de o lună de zile pentru a vedea dacă Photomechanic 6 se ridică așteptărilor voastre și vi se potrivește pentru a fi integrat în actualul uh, vostru workflow de selecție și procesare al fotografiilor. Acum că am terminat prezentarea, am să intru în uh, Photomechanic și am să vă fac o mică prezentare de meniu și am să vă arăt un scurt demo despre selecția și opțiunile acestei selecții în mai multe tipuri de fișiere RAW. Am să încep prin prezentarea meniului. În tabul File se găsește opțiunea de Ingest. Această opțiune permite copierea fișierelor RAW într-o destinație primară, dar se poate opta și pentru o destinație secundară, asta în cazul în care vreți să faceți backup în același timp, conectați un hard extern sau un DAS unde vă țineți fișierele RAW, iar Mechanic va copia pentru voi în două locații simultan. Se poate alege ingest incremental, care copiază numai fotografiile care nu au fost copiate până acum. Se poate face și auto-ingest. Personal folosesc această funcție de ingest pentru copiere și backup. Este foarte utilă și odată setată după propriile gusturi va face o treabă excelentă. În meniul File se mai găsește opțiunea de trimiterea fotografiilor prin e-mail, de upload-ul lor prin FTP sau serviciile de cloud. Avem opțiuni pentru Box, Amazon S3, Dropbox și multe altele. În tabul de edit sunt multe opțiuni de selecție. Și meniul cu preferințe în care am să intru puțin. Se pot vedea clasele de culori care pot fi folosite... Pentru o selecție și grupare mult mai avansată a fotografiilor, tabul cu cache este iarăși unul care trebuie să-l accesați imediat după ce instalați Capture One. Asta pentru că puteți modifica foarte mult performanța de încărcare a fișierelor, mărind memoria cache la care programul are acces. Obținerea de cache pe disc este acum un mod standard de 512 MB, dar acum am să o măresc la 4 GB. Iar memoria cache pentru RAM este setată la 10% din memoria RAM instalată și poate fi mărită până la 50%. Recomand mărirea acestuia până la 50%, mai ales dacă nu folosiți alte programe în fundal. Există și opțiune de import și de export al preferințelor, astfel dacă ați instalat Photomechani pe un sistem nou și aveți niște setări preferențiale pe sistemul vechi, le puteți importa și programul se va autoseta exact cum îl aveți înainte. Mă la tabul de image, aici se găsesc opțiuni de rotație a imaginilor de mirror și multe altele tabul de view permite vizualizarea elementelor în interfața principală a programului. La Tools se găsește o unealtă de conversie a fișierelor RAW în DNG. În tabul de window nu găsim mare lucru interesant, iar la Help găsim detalii despre aplicație, acces la suportul fotomechanic și multe altele. Cam atât cu prezentarea meniului. Acum am uh, copiat câteva fișiere RAW pe memoria sistemului, dar am inserat și două carduri pentru a face browsing din uh, ambele, care nu vor avea probleme să fie accesate direct de pe Car Reader, pentru că sunt foarte rapide, însă nu vă recomand să faceți selecția fotografiilor înainte de a le copia de pe card, pentru că riscați să supra-solicitați controllerul prezent în card. Înainte de a începe demo de selecție, pot să spun că interfața lui Photomechanic 6 este una destul de simplă și arată destul de vechi, dar își face treaba foarte bine și asta n-ar trebui să fie o problemă parte estetică, cel puțin pe mine personal nu mă deranjează atât de tare. Navigatorul din partea stângă sus permite selecția fișierelor unde se află fotografiile în format RAW. Iar odată ce deschidem unul dintre acestea, dăm dublu click pe una din imagini. În partea dreaptă se afișează câteva detalii despre fotografie și cu ce camera a fost făcută. Avem opțiuni de crop, de zoom, chiar și o histogramă. În partea de sus există opțiuni de rotația fotografiilor, de ștergere și de editare a informațiilor de tip metadata. Există o mulțime de câmpuri care pot fi completate. Trebuie să ai foarte multă răbdare să bibilești printre toate acestea. Dar odată completate pot fi copiate și aplicate pe tot calupul de fotografii. Selecția imaginilor este foarte ușoară. Se începe cu prima fotografie. Am să dau puțin zoom să vedeți și voi cam cât de repede se încarcă fișierele RO la switch între acestea. Nu am umblat la setările de selecție, dar în mod standard fotomecanic utilizează tastele între 1 și 5 pentru a se menifica ratingul cu steluste. 5 reprezintă 5 stele și 1 Reprezint o steluță, personal folosesc uh, ratingul de 5 stele pentru fotografiile care vreau să le editez și le las fără steluțe pe cele care nu mă interesează. Astfel, dacă apăs tasta 5, Photomechanic selectat-o și face trecerea la următoare. Lucru care vă permite să vă folosiți doar de tasta 5 pentru a selecta fotografiile, nu aveți nevoie să puneți mâna pe mouse. După cum puteți vedea, fișele RAW se încarcă instant. Având cache mai mare care l-am modificat mai devreme, acestea cel mai probabil sunt și preîncărcate înainte de a fi vizualizate. Și așa puteți selecta un calup de 2-3000 de fotografii în sub jumătate de oră. Dar trebuie să fiți atenți și să dați zoom pentru a vă verifica focusul puteți vizualiza cu exactitate dacă focusul este în zona dorită. Puteți da zoom out și reveniți la procesul de selecție. Folosim fotomechanic de la varianta 5.0. Pot să spun că acesta mi-a făcut viața extrem de ușoară și mi-a redus timpii morți în care mă uitam în Capture One sau Lightroom să văd care fotografie este bună și care nu. Ei bine, în fotomecanic doar trebuie să dai browse, să accesezi fișierul de fotografii RAW. Și acesta le fără a fi nevoie de import, fără a fi nevoie de timp de așteptare suplimentar. Totul merge foarte simplu și pentru asta am decis să vă arăt și vouă de ce este capabil acest program. Cam atât despre Photomechanic 6. Nu este un program foarte complex, dar este ușor de folosit și se adresează tuturor tipurilor de fotografi. Că vorbim despre cei care fac wildlife, despre cei care fac eveniment sau cei care fac sport. În general, consider acest program util pentru persoanele care trag foarte multe fișiere RAW și vor o selecție foarte rapidă și eficientă, pentru a le eficientiza timpul de lucru și a mai rămâne și cu puțin timp liber pentru voi sau pentru familie. Este o înaltă care sunt convins că n-am apucat să cuprind toate opțiunile pe care acest fotomecanic 6 le ofer, dar dacă mai aveți întrebări, le aștept în comentarii și am să încerc să vă lămuresc cât mai prompt. Acum în ultima parte, de care sigur sunteți interesați, am să vă vorbesc despre opțiunile fotomecanic și prețul licențelor. Această aplicație este disponibilă în două variante, Photomechanic 6 și Photomechanic 6 Plus. Personal folosesc varianta Photomechanic 6. Aceasta are un preț de 139 de dolari. Poate fi activată pe trei calculatoare simultan. Asta înseamnă că puteți împărți cei 540 de lei în trei, alături de doi prieteni și puteți folosi același cont de fotomecanic pentru a vă autentifica în trei calculatoare diferite și vă puteți bucura de o selecție rapidă și eficientă. Astfel, veți plăti cu puțin sub 200 de lei pentru un program care vă va economisi timp și vă va face să selectați fotografiile mult mai rapid. Aplicația funcționează pe macOS și Windows. Iar dacă achiziționați o licență, puteți activa programul pe un sistem Windows și două macOS-uri sau viceversa. Deci nu aveți probleme din acest punct de vedere. Fiind compatibil cu fișierele RO de camere de tip forma mediu sau chiar și cele mai vechi aparate foto care realizează fotografii în format RAW sau JPEG, nu veți avea probleme de utilizare garantat. Prețul pentru această aplicație este unul bun și devine și mai bun odată ce aceasta este împărțită. Cam atât am avut să vă spun despre Photomechanic 6. Sper că v-a plăcut această mică prezentare și demo -ul. Dacă aveți întrebări, după cum am spus, vă aștept în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la mine pe canal cu un subscribe cu sau fără clopoțel și ne revedem săptămâna viitoare la un go -un upload.